Autorități locale și centrale, sute de curioși la inaugurarea pieței de gros de pește, eveniment ce a coincis cu zilele recoltei la Giurgiu. Evenimentul a debutat cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți care au și sfințit clădirea cu acest prilej. Venirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra ce... Se binecuvintează și se sfințește clădirea aceasta, cu harul preasfântului Duh, prin stropire, cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După aceea a urmat tăierea panglicii inaugurale și vizitarea clădirii care va găzdui piața de gros. Piața de gros de pește a fost realizată cu fonduri europene și în scurt timp, cel mult o lună de zile, spun autoritățile, va deveni funcțională. Piața a fost inaugurată, însă timpul va arăta dacă investiția este una benefică pentru Giurgiu.